Cartoful dulce are puterea de a limita grăsimea din artere și de a reduce riscul de probleme cardiovasculare. Grăsimea nu se depune doar pe abdomen și pe zonele laterale ale corpului. Există și grăsimi care intră direct în vasele de sânge, declanșând boli cardiovasculare. O veste bună vine dintr-un studiu al Universității din Catalunia, unde alimentele pot contracara acest proces, limitând accesul grăsimilor în artere. Există mai multe tipuri de caroteni, dar cele două cele mai comune sunt alfa-carotenul și beta-carotenul. Pe lângă faptul că oferă fructelor și legumelor culorile lor strălucitoare, carotenii și carotenoizii joacă un rol vital în sănătatea noastră. În cel mai rău caz, plăcile se pot rupe, provocând cheaguri care blochează fluxul de sânge, ducând la evenimente critice de sănătate, cum ar fi atacurile de cord sau accidentele vasculare cerebrale. Aceste evenimente apar atunci când blocajul împiedică sângele să ajungă la inimă sau la creier. În cadrul acestei interacțiuni complexe de factori, carotenii pe care îi găsim în fructe și legume ar părea o soluție potențială. Acești compuși pot fi transformați de organismul uman în vitamina A, un nutrient esențial pentru sănătatea ochilor, a pielii și a sistemului imunitar. Studiul insistă asupra importanței unei alimentații echilibrate și variate, bogate în fructe și legume pentru bunăstarea noastră generală și în special pentru sănătatea cardiovasculară. Cercetătorii sugerează să luăm caroteni prin alimente naturale, mai degrabă decât sub formă de suplimente, pentru a obține un beneficiu maxim și a limita potențialele efecte secundare. Organismul nu este capabil să producă caroteni, dar consumul prea mult din suplimente ar putea fi dăunător și a fost legat de un risc crescut de apariție a anumitor tipuri de cancer. În cele din urmă, deoarece carotenii sunt solubili în grăsimi, ei sunt absorbiți cel mai bine atunci când sunt consumați cu o sursă de grăsime, cum ar fi uleiul de măsline, ceea ce face ca unul dintre factorii care stau la baza succesului dietei mediteranene, relatează mediafax.ro.